Acum sunt trei. Mai trebuie să instruim și personalul și atunci îi împărțim în trei. Investigațiile tomografice de înaltă performanță, spunem că are nevoie de un angio CT să vor face la aparatul care mi l-am arătat, iar celelalte două CT-uri care le-am refurbișat vor furniza imagini pentru utilizare. Și atunci, împărțind în trei, evident că și timpul care stai cu targa la ușă să dai jos bolnavă, sunt niște timp fix. 30-40 de minute la o investigație de contrast. După care, noi ne avem suficient medici, de atunci un medic sau doi radiologi care fac ecografii și radiografii. Restul externalizat interpretarea CT-ului. Se mișcă destul de repede, atât durează 20 de minute minim. Da? Și se întâmplă să ai nevoie să faci 5 tomografii în 10 minute. Pentru că îți vin 5 ambulanțe. Și atunci evident că noi încercăm să-i triem în funcție de gravitate și în funcție de timpul necesar cu investigații. La fel, analizele durează la UPU acum între 5 și 12 minute maximum, ceea ce eu zic că e foarte bine. Și uneori 30 de minute, depinde de analizele cerute. Mai durează până când, după ce l-ai văzut cu urgentist, trebuie să-l vadă și un specialist, așa cum simte. Specialistul ăla este de gardă, la ora 8 seara, să spunem, și are un stop secție. Și evident coboră după ce resuscitează stopul. Și atunci mai poate să aștepte. Noi am încercat să-i grupăm pe patologii când coboară cardiologul sau neurologul sau chirurgul să nu fie să coboare din sfert în sfert de oră, ci să îi ținem decât să-i vadă 5-6 oameni odată. Și atunci, pentru unii crește timpul, dar per global scade. Mai sunt și alte măsuri. O a patra linie de gardă, pe lângă... Și a patra linie, în general, ne mai folosim și de colegii care fac de gardă pe timp dacă nu solicitează la un accident sau un infarct. Deci mai intervine și al patrulea medic. Deci așteptarea prelungită nu depinde numai de personal. Exact. Deci nu numai noi suntem cei care orchestrăm timpii aceștia. Și să spunem că urmărul specialistul care solicită încă un set de analize să se convingă. Și asta mai durează încă 30 de minute. Da, eu pot să vă spun așa. Am comparat timp de așteptare pe aceleași patologie. Aici avem și o populație extrem de doritoare de servicii medicale de calitate și rapidă, dacă se poate, față de alte județe. Și o să vă dau exemple din centre universitare, la Sfântul Ioan, la Bagdasar sau la Sibiu, unde se stă mai mult, pe aceeași patologie. La noi se mișcă foarte repede medoiul la fracturi și întorse, pentru că sunt colegii noștri foarte rutinați și se mișcă bine și chirurgiile și ortopedia. Mai greu cu specializații clinice, unde e și mai dificil de pus un diagnostic. O tulburare de rid, trebuie să stai să-l observi, nu te-a pus să-i bagi antiaritmice cu lopată. Și omul ăla vrea într-un pat și zice, nu, să vedem dacă îți trece, te duce acasă. Ei, sunt oameni care doresc să interneze, neapărat pe alții, doresc să interneze familia. Și ăștia sunt cei recalcitranți. Sunt și oameni care au dreptate, nu contest. Primim și noi SMS-uri anonime și încercăm pe cât posibil, zicem colegii care mai obosiți, mai nervoși, au mai scăpat câte ceva și atunci, pas cu pas, eu vă pot prezenta și statistica reală și Ministerul Sănătății vă să confirme că au și același sistem de SMS-uri anonime. Lucrurile s-au îmbunătățit față de 2020, că nu compar cu perioada pandemică. Compar cu 2019-2020 începutul an. Pacientul care așteaptă, nu așteaptă stând pe col. El așteaptă că e într-un pat, cu tratament prescris, monitorizat, văzut deja de un urgentist, poate văzut și de 1-2 specialiști, s-a mai cerut o altă investigație. Deci, de multe ori, de asta se prelungesc foarte mult timpii de așteptare. Dar nu este așteptarea în triaj, fără să fi văzut nimeni. Nu. Este așteptarea în spațiu de consultații, când se fac încă niște teste, niște investigații. Dar ei nu înțeleg, ei se vor direct în salon. De multe ori nu poți să trimiți în salon până nu ești sigur de diagnostic și de